Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum o ediție specială, aș spune o ediție de colecție, deși sunt unii în presă care au demonetizat noțiunea de a face o emisiune de colecție, de panoplie, aș spune eu, și merg mai departe să spun că este o emisiune astăzi de panoplie a sufletului, indiferent de credința care se lășuiește în acel suflet. Trăim vremuri grele. Vă dau doar un exemplu mic în raport cu exemplele mari pe care le-aș putea dea. Trăim vremea în care astăzi, în Ierusalim, în Israel, o tânără britanică de 23 de ani, o studentă, a fost asasinată. Un palestinian a băgat cuțitul în ea, a rănit și alți doi oameni, a intervenit un polițist izraelian, a intervenit un trecător, a fost imobilizat atentatorul, fata a murit, 23 de ani. Un caz mic, între foarte multe cazuri de o gravitate fără precedent. De la sfârșitul anilor 50, când s-a creat statul Israel, zona aceea este o zonă de tensiune. Din totdeauna, de la Marea Schismă, de la Niceea până azi, lucrurile în lumea creștină sunt tensionate. De când a apărut credința pe pământ și ea s-a transformat în căi diferite de a vedea sfințenia, sunt tensiuni. Emisiunea de azi este o emisiune în care tensiunile nu există. Este o emisiune de colecție pentru că la masa acestei emisiuni se află patru reprezentanți a patru direcții de suflet și credință, aveți imagine în premieră la B1 TV, un rabin, un imam, un preot ortodox și un reprezentant al bisericii neoprotestante. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei cu adevărat speciali. În ordinea pe care am și prezentat-o deja, Rafael Schäfer, prim rabin în România, cu respect, domnule rabin. Lângă domnia sa îl aveți în imagine pe imamul bisericii, imamul, iertați-mă, moscheii regale Carol, imamul Ali Selcin. Bună seara. Vă mulțumesc că ați acceptat invitație. Vă mulțumesc, plăcerea a fost de partea noastră. Preotul creștin ortodox Visarion Alexa, bună ziua, părinte, sărutăm dreapta. Doamne. Și Costel Caraș, reprezentant al celor care sunt credincioși într-o biserică neoprotestantă în România, indiferent care este cultul religios la care se referă această sintagmă acoperitoare biserică neoprotestantă. Bună ziua, domnule Caraș. Bună ziua. M-am gândit foarte mult cu ce să încep. Mi-a fost foarte greu, pentru că este și pentru mine o premieră. Fac televiziune de foarte, foarte mulți ani, dar niciodată nu mi-a dat de sus Duhul Sfânt atâta minte încât să fac o astfel de emisiune, să invită un așa quartet minunat. Și mă gândeam, cu ce voi începe? Am să încep cu ce mi se pare mie cel mai interesant, nu știu dacă celor de acasă, să ne spuneți în ce ordine doriți, care este principala dumneavoastră rugăciune și ce spune ea. Domnule imam. Pacea și binecuvântarea Creatorului fie asupra noastră, asupra tuturor, asupra tuturor oamenilor de pe pământ. Pacea și binecuvântarea bunului Creator, bunului Allah, bunului Dumnezeu, fie asupra tuturor viețuitoarelor de pe acest pământ. Înainte de a începe, aș dori să le transmit condolențe familiei decedate în Ierusalim. Ne pare rău că auzim de asemenea fapte abominabile și să sperăm ca bunul Allah, ca bunul Dumnezeu să ne ajute să luăm cele mai bune și cele mai înțelepte hotărâri. Totodată vă mulțumim pentru invitația dumneavoastră de a ne așeza la această masă minunată cu frații mei, cu colegii mei. Bunul Allah, bunul Creator, în Cartea Sfântă spune în felul următor, în capitolul Maide, care înseamnă capitolul platoul, acela dintre voi care ucide un om este ca și cum ar fi ucis întreaga omenire. Iar acela dintre voi care salvează un om, o persoană, este ca și cum ar fi salvat întreaga omenire. Mulțumesc foarte mult, rabinul Rafael Schäfer. În Talmud găsim ceva extrem de asemănător.
De aceea a fost creat omul singur, pentru că cel care ia o viață, ca și cum ar fi distrus întreaga umanitate, cel care salvează o viață, ca și cum ar fi salvat întreaga umanitate. Și mă întorc la întrebare. Care sunt cuvintele principale rugăciuni în credința iudaică? E greu de spus principala rugăciune. Rugăciunile sunt multe și fiecare e prima într-un alt sens. Voi alege aici rugăciunea zilnică, iar începe cu 3 binecuvântări de slavă, se termină cu 3 binecuvântări de mulțumire și la mijloc sunt binecuvântări de rugă, 19 fără 6 rămân 13. Prima în ordinea lor. Ne rugăm pentru discernământ, înțelepciune. Începem prin a mulțumi. Tu ești cel care dăruiești omului discernământ, dăruiește-ne și nouă discernământ. Ea a fost prima care a fost pusă în ordinea rugăciunii. Nu știu dacă e cea mai importantă, dar ea a fost pusă prima. Mulțumesc foarte mult! Părinte, care este... E adevărat că în România întrebarea asta poate părea bizară, pentru că foarte, foarte mulți spun rugăciuni de mici, suntem o țară majoritar creștin-ortodoxă, dar din respect pentru toți cei aflați la masă, voi face o emisiune egală, ca și cum toate cele patru credințe de la masă sunt egale în România. Vă ascult! Cred că cea mai importantă rugăciune din cultura noastră ortodoxă, de fapt e un set de rugăciuni cu care încep, cu acest set de rugăciuni începe orice altă mare slujbă sau orice altă mare, să zic, act închinat lui Dumnezeu. Se numesc rugăciunile începătoare și are în cuprinsul acestui set 3 rugăciuni scurte, una dedicată și închinată Duhului Sfânt, se numește Împărate Ceresc. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ei și pe toate le împlinești, vistire al bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălăștuiește între noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Apoi există rugăciunea închinată Preasfintei Treimi, Preasfântă Treime miluiește-ne pe noi, Doamne curățește păcatele noastre, Sfinte cercetează neputințele noastre. Și o altă rugăciune care încheie acest set de rugăciuni începătoare. Practic, aceste rugăciuni începătoare se rostesc de fiecare dată, în fiecare zi, la fiecare slujbă, în fiecare moment al vieții. Celebra rugăciune Tatăl nostru, rostită chiar de Iisus în fața apostolilor, când îi învață pe apostol să se roage, îndemnându-i nu doar să plătească pe alții să se roage, ci să încerce ei să spună aceste rugăciuni în fața Tatălui Ceresc. Domnule Caraș, pentru credincioșii din toate cultele care țin de Biserica Neoprotestantă, care este cea mai importantă rugăciune? Prima, aș vrea să încep întâi cu un salut al nostru foarte important. Aleluia, Iisus Hristos este Domnul. Este un salut foarte întâlnit în Biserica Neoprotestantă. Iar principala noastră rugăciune este, Doamne, iartă-ne păcatele. Sunt bucuros că în prima rugăciune pe care fratele preot a rostit-o, era o parte din ea exact același subiect. Doamne, iartă-ne păcatele și bineînțeles că cerem ca și în cultul mozaic, dă-ne înțelepciune să putem să împlinim cuvântul Tău și să mergem înainte după voia Ta. Excelența sa, rabinul Șefer, a făcut referire la Talmud în intervenția pe care a avut-o și m-am bucurat pentru că mi-a prefațat cea de-a doua întrebare. Care este diferența? Sunt foarte mulți, mă număr printre ei, din păcate, în cultura mea este foarte vastă, mă număr printre cei care nu știu cu precizie care este diferența între Talmud, Coran și Biblie. Fapt pentru care profit de ocazie să vă întreb să ne spuneți din prisma fiecăruia dintre domniile voastre, cu ce se separă Talmudul de Coranul musulman și de Biblia creștină? Vă ascult. Voi răspunde la altă întrebare. Voi răspunde ce este Talmud. Vă rog. În tradiția noastră a fost primită Tora înscris, cele 5 cărți ale lui Moise,
Alături de ea au fost primite norme de aplicare, care au fost transmise oral timp de 1500 de ani, până când vremurile au devenit foarte tulburi și, pentru a nu fi uitate, au trebuit să fie așternute pe hârtie. Au fost așternute pe hârtie foarte scurt într-o carte care se numește Mișna. Pentru a clarifica ce de fapt spune Mișna și pentru a discuta situații care nu se ridică în Mișna, s-au purtat discuții care după aceea au fost consemnate într-o carte numită Talmud. Talmudul e de fapt o carte care conține discuții care se referă la tradiția orală, tradiții care caută să o clarifice. De multe ori nu trage o concluzie, de multe ori subiecte sunt abordate în câteva locuri. Deci ar fi trebuit mai corect să vă întreb care e diferența între Tora și Biblie? Era mai corectă întrebarea? Tora sunt cele 5 cărți ale lui Moise. Biblia este o definiție creștină. Am înțeles. Care depășește cele 5 cărți ale lui Moise. Cuprinde un număr mult mai mare de cărți pe care lumea mozaică nu le mai adaugă în Talmud. Talmud și Tora sunt două lucruri diferite. Da. Cartea Sfântă a cultului iudaic, excelența voastră, care este? Cartea Sfântă este Tora, cele 5 cărți ale lui Moise. Bun. Ele, da, iertați-mă. Doar că ele, fără un mod de aplicare, sunt foarte greu de înțeles. Credința noastră se bazează pe Tora scrisă, cele 5 cărți ale lui Moise, și interpretările ei care se găsesc, mai ales în Talmud, dar nu numai. Am înțeles. În opinia noastră, excelență, imam al Moscheii Regale Carol în România, care este diferența între Cartea Sfântă, cu care văd că ați avut bunăvoința să veniți cu Coranul pe masă, și Biblie, pe de-o parte, sau cele 5 cărți generic numite Tora? În esență, după cum vedeți și dumneavoastră, la această masă se află reprezentanții religiilor monoteiste, înainte de toate. Vă întrerup o singură secundă cu iertăciune. Stimați telespectatori, mi-a atras atenția și distinsul rabin și avea dreptate. Când am făcut prezentările înainte de a intra în direct, întrebare firească. De ce lipsește reprezentantul puternicei și respectatei biserici catolice? Vreau să, i-am spus și excelenței sale, domnul rabin, vă spun și noi asta. Am făcut toate demersurile, nu am găsit soluția, nu s-a găsit o soluție ca un preot sau un reprezentant al Bisericii Catolice în România să fie la emisiune. Din motive obiective, la ora 6, când a început emisiunea noastră, ora 18, au început și slujbele în toate catedralele creștin-catolice. Și ortodoxe. Și ortodoxe, am vrut să spun, numai că noi la Biserica Ortodoxă am avut privilegiu ca acolo unde slujesc 2 sau 3 părinți în același lăcaș, unul, cum este părintele Alexa, a fost mandatat de Biserica Ortodoxă să se rupă, dacă îmi permiteți verbul, de echipa care slujește și să vină să... Eu cred... Iertare, excelența voastră. Eu cred că emisiunea asta este și pentru cei care, bolnav fiind, bătrân fiind, neputincioși fiind, primesc mesaj de credință și la televizor. E adevărat. În casa Domnului poate era mai bine. Nu știu. Dar am explicat de ce nu este și un reprezentant al Bisericii Catolice. Iertați-mă că v-am întrerupt. Nu face nimic. Cum am spus mai devreme, suntem reprezentanții religiilor monoteiste. În esență, n-aș dori să folosesc cuvântul deosebire. Facem parte din Adam și Eva. Avem un numitor comun. Din seminția lui Noe. A lui Avraam. Din Avraam, Moise, Iosif, la care toți profeții trimiși de către bunul Allah, bunul Dumnezeu, bunul Iahve, în esență, au avut două meniri. Prima menire a fost să răspândească cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Allah, și al doilea lucru a fost să-i îndrepte de pe calea
greșită. După cum vedeți și dumneavoastră, și în Cartea Sfântă Coran, și în Talmud, și în Biblia Sfântă, numitorul comun este acela de a crede în Allah, în Dumnezeu, de a crede în Iahve, de a crede într-o divinitate și în al doilea rând, și cel mai important, este faptul că menirea noastră pe acest pământ este faptul de a face bine. Acest bine, ce înseamnă? Avem loc, slavă Domnului, slavă lui Allah, avem loc pe acest pământ, toată lumea avem loc. Indiferent de ce ar fi sau de ce s-ar întâmpla, omul trebuie să nu-și piardă credința pură, fără de îndoctrinări din exterior, cum este la noi Cartea cea Sfântă, Coranul și practica profetică, cum este la dumneavoastră cărțile sfinte și, bineînțeles, oamenii care au studiat fenomenul respectiv. Domnul Caraș. Eu, din ceea ce am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu și am citit și despre Coran și despre Talmud, diferența principală, dacă îmi este permis să spun așa, este legată de mântuire. Într-un fel, discutăm noi creștinii despre mântuire și Iisus Hristos, iar astăzi, în seara asta, cred că aveți o slujbă legată de mormântare și jertfa Domnului Hristos este cea care ne aduce nouă mântuirea. El și-a dat viața pentru noi și sigur că eu asta o văd ca principala diferență între cele trei religii monoteiste reprezentate aici. Felul în care avem mântuirea. Părinte. Ne-ați întrebat de o carte. Da. Înțeles? Deci revin la întrebarea dumneavoastră. Eu mențin întrebarea, dar răspunsurile le dați după propria noastră fiecare cum, dorință. Cum consideră, sigur. Cărțile se aseamănă între ele, să știți. După cum spunea și domnul imam, cărțile se aseamănă între ele pentru că pornim din același creuzet al istoriei. N-avem ce face. Am plecat din același creuzet, din aceeași punct de, din același izvor. Și dacă vreți să vedeți lucrul acesta foarte clar, mergem în Ierusalimul de astăzi și tot ce vedeți aici la masă se află sub același acoperiș acolo. O să găsiți în aceeași casă mormântul lui David, o să găsiți foișorul cinei celei de taină deasupra la Ierusalim, o să găsiți un pic mai încolo moscheia, totul se împletește acolo, nimic nu e în afară. Imamul, rabinul și preotul trec unul lângă altul, pe lângă altul în fiecare zi. Vocile lor de rugăciune se împletesc în fiecare dimineață fără nicio, cum să spun eu, fără nicio asperitate. Deci, cartea e imposibil să nu se asemene cu Tora, cu Pentateuhul, cu cărțile lui Moise, este imposibil să nu aibă oarecare asemănare și cu Coranul și este imposibil să nu aibă oarecare asemănare și cu Biblia neoprotestantă. Dar diferențele, bineînțeles, micile acestea diferențe sunt fundamentale pentru fiecare ramură în parte. Mulțumesc foarte mult! Noi nu v-am spus care este cartea fundamentală. Este foarte asemănătoare cartea noastră, Ortodoxiei Fundamentală, cu ceea ce spunea domnul Rabin, că există o carte revelată și această carte este Scriptura, Biblia, dar ea nu poate fi aplicată și înțeleasă fără tradiție. Avem Sfânta Tradiție, care la noi în Ortodoxie se află pe același, în același echilibru cu Biblia. Bun. Fiecare dintre invitații mei a fost rugați și le mulțumesc încă o dată pentru faptul că au acceptat și au făcut așa cum au fost rugați. Au venit cu un obiect, au venit cu ceva, acele obiecte, acele cevauri, că nu toate sunt obiecte, se află pe masa emisiunii. Și am să-i rog pe fiecare pe rând să spună de ce a ales să vină fiecare cu ce a venit. Au fost rugați să vină cu obiecte sau cevauri, cum vreți, legate fie de perioada
pascală care și la cultul iudaic și în creștinism este din plin acum când vorbim, precum și, deși suntem departe de Ramadan, s-a cerut ca reprezentantul celor care serbează Ramadanul să aducă un obiect legat sau foarte legat de acest lucru. Domnule Caraș, cu ce ați venit? Am venit cu Biblia. În la neoprotestant singurul obiect de cult este Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul care ne inspiră, care ne învață cum să trăim, care ne ajută să îl înțelegem pe Dumnezeu, bineînțeles, dacă și Duhul Sfânt e cel care face traducerea, pentru că Biblia noastră este tradusă de un preot ortodox. Ex-ortodox. Ex-preot ortodox. Așa, Dumitru Cornilescu. Eu nu aveam cu ce să vin cu altceva, un obiect reprezentativ, decât cu ceea ce practic ne-a redat viața și ne arată care este drumul spre mântuire. Singurul obiect care este mai mult decât un obiect este cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Părinte, ați ales să veniți cu un crucifix tare frumos, l-am admirat de când ați venit cu el și vă rog să ne spuneți. Bineînțeles că istoria creștinismului este marcată de cruce. Să știți că încă din primele veacuri creștinii au fost numiți cruciați. În timpul lui Constantin cel Mare, el pune crucea în urma unei revelații pe veșmintele soldaților săi și în felul acesta apar pentru prima oară cruciații în istoria creștinismului. Lumile orientale, din Orientul Mijlociu, pe care, iată, domnii de față le reprezintă, încă ne numesc cruciați. Încă cei din Orientul Mijlociu spun creștinilor cruciați pentru că este semnul distinctiv pentru noi. Pe El Hristos a murit, El reprezintă jertfa lui Dumnezeu pentru noi. El este un act de iubire prin care Dumnezeu moare pentru noi oamenii să ne salveze. Imamul care reprezintă cultul musulman a venit cu Coranul și nu doar cu unul, ci cu trei, văd. Cartea Sfântă, Coranul, aceasta este scrisă în limba arabă. Puteți că rar se vede un Coran original care se citește invers decât se citesc în România. Vă rog să-l ridicați un pic să-l vadă colegii la cameră. Iată-l. Aveți, așa, să vă dea Dumnezeu sănătate. Aveți în imagine oameni buni. Prima din cele trei cărți cu care imamul Ali Selcin a venit la noi în emisiune este scrisă în limba arabă. Este una și aceeași carte, sunt trei cărți. Este una și aceeași carte. Acesta este Coranul scris în limba arabă, la care în partea stângă sunt sensurile și traducerile în limba română. Foarte interesant. Și ultima? Și a treia carte, tot Coranul cel Sfânt, doar sensurile traduse în limba română. Adică interpretarea. Interpretarea, sensurile, traducerea, interpretarea. Este obiectul cel mai relevant pentru credința musulmană care este legat de Ramadan sau mai existau și alte posibilități? Dacă îmi este permisă expresia, Cartea Sfântă Coran este cartea de căpătâi al musulmanului. Este cartea după care toată viața socială, viața de zi cu zi, tot ceea ce înseamnă viața unui om, regulile în societate, comportamentul, întrajutorarea săracilor, dania, întrajutorarea sărmanilor, ca dumneavoastră să înțelegeți, totul este în această carte sfântă de la A la Z. Doriți relatarea anumitor profeți, găsim în Cartea Sfântă Coranul. Doriți, de exemplu, unele rugăciuni legate de post, unele rugăciuni legate de anumite momente ale zilei, găsim în această carte sfântă. De altfel, cum este relatat într-un verset, aș dori să, pentru telespectatorii noștri și pentru dumneavoastră, aș dori să spun traducerea: tot ceea ce este nou sau vechi, tot ceea ce este uscat sau verde, tot ceea ce doriți dumneavoastră, voi
se află în Cartea Sfântă Coran. Excelența voastră, ați venit nu cu o carte, nu cu o cruce, nu cu... Ați venit cu ceva comestibil. Cu o umilă pâine. Pâine. Adică? E o pâine nedospită. Pâine pentru că e făcută din... dizoluat din făină și apă și este baza hranei noastre pe timp de 8 zile. Umilă pentru că nu a apucat să dospească, s-a făcut foarte repede. Ea este un dublu simbol, asta și frânt. Este în primul rând un simbol al robiei națiunii noastre în Egipt. Robii nu aveau timp să-și coacă pâinea, să o lasă, să o dospească, amestecau făina cu apă și imediat o coceau, nu aveau mai mult timp. Și aceeași pâine era și pâinea libertății cu care au ieșit, pentru că au ieșit atât de repede încât nu a avut timp aluatul să dospească. Același simbol e robie și e libertate. Ne învață ceva. Diferența dintre robie și libertate nu e pâinea pe care o mănâncă omul, ci cum o mănâncă. Puteți să detaliați? Mi se pare foarte interesant ce spuneți. Da. Pâinea e aceeași, modul de a o mânca diferit, da. Sensuri diferite. Da. Adică? Dacă o mănânci în robie pentru că nu ai timp, pentru că zbirul te lovește, du-te la muncă silnică, o faci repede ca să ai ceva de mâncat, sau o faci repede pentru că trebuie să ieși în libertate. Poartă un nume? Se numește Mața sau Azim în limba română. Și asta de anumite sărbători se mănâncă sau este zilnică? Nu, se mănâncă numai 8 zile pe an. 8 zile pe an. Care sunt acele zile? În timpul sărbătorii de Pesach, în care suntem acum. Deci exact în perioada aceasta. Da, de aceea am și adus-o. Și este încă un simbol. O umilă pâine. De ce am numit-o umilă? Pentru că aluatul dospit poate fi o metaforă a îngânfării. Se arată ca și cum ar fi mai mult decât este. Aceasta este o pâine umilă. Atâta este, atâta se vede. Foarte interesant. Foarte interesant. Vreau să fac... Da, domnul care, spuneți. Mi-a adus aminte, Rabi, de pâinea vieții, de Domnul Hristos, care e necesar să mâncăm din pâinea asta în fiecare zi și pâinea asta este aici, în cuvântul lui Dumnezeu, care trebuie mâncat zilnic și care, exact ca și la dumneavoastră, reprezintă enorm pentru noi. E foarte important cum mănânci pâinea asta. Și după ce o mănânci și dacă mănânci pâinea asta care este Hristos, sigur că și ceea ce faci în viață trebuie să semene cu ceea ce e scris în cuvântul lui Dumnezeu. Da, pe mine cuvintele excelenței sale, rabinul, m-au dus în altă parte cu gândul și cu simțirea, dacă vrei să spun și o părerea. M-au dus și la cina cea de taină care taman ce am trecut Joia Mare ieri, în cină în timpul căreia Mântuitorul a folosit simbolul pâinii într-o manieră fabuloasă, uriașă, da? Și apoi modul în care Mântuitorul a împărțit pâinea, a făcut din pâine pilda dăruirii, pilda aproapelui care trebuie hrănit o dată cu hrana ta. Deci acolo m-au dus cuvintele rabinului. Este interesant să știu dacă și la dumneavoastră, la musulmani, pâinea are o simbolistică. Pâinea, în esență, este noțiunea unui om de a trăi pe acest pământ. Pâinea de zi cu zi este dată de către bunul Dumnezeu, de către bunul Allah. Cărțile sfinte sunt o pâine pentru suflet. Ați pomenit mai devreme, dumneavoastră, despre pilda împărțirii cinei de taină. Toți profeții care au fost trimiși de către Dumnezeu, de către Allah, au fost oameni binevoitori, oameni dăruitori, oameni care, înainte de toate, s-au gândit numai și numai pentru poporul lor, după aceea pentru ei. Aș dori să relatez unele aspecte. Noe, avem un numitor comun. Moise, avem un numitor comun.
la care când chema oamenii către adorarea unei divinități, adorarea lui Dumnezeu, lui Allah, lui Yahweh, spunea: veniți și credeți în Dumnezeu. Nu vreau nicio răsplată de la voi, căci răsplata mea va fi dat de către bunul Dumnezeu, de către bunul Allah. De aceea a fost foarte, foarte, foarte bine adus de către dumneavoastră vorba despre, între ghilimele spus, cina cea de taină, ceva fabulos, faptul că da, este această noțiune de dăruire. Și la noi, în religie islamică, unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului este dania. Dania însemnând din avuția ta, din agonițeala ta, să dai celor săraci. Mulțumesc mult de tot, excelența voastră. Trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Revenim imediat. Sunați-i pe toți cei care convins sunteți că merită și vor să urmărească o astfel de prezență minunată pe care invitații mei o reprezintă. Am revenit în direct, oameni buni. Suntem în Vinerea Mare. Suntem într-o zi neagră, zi de doliu creștin, dar cu sufletul curat și cu credință dreaptă așteptăm minunea și taina învierii, acea temelie a credinței creștine care va însemna ziua de Paști pentru creștinii ortodoxi și creștinii catolici și nu numai. Cei patru invitații mei slujesc într-o sinagogă, într-o moschee, într-o casă de rugăciuni și într-o biserică. Adică în lăcașuri de cult care aparent ar fi în patru direcții diferite. După o jumătate, 3/4 de oră de emisiune, am înțeles că de fapt cei care cred așa sunt în eroare mare. Credința este una și dreaptă, indiferent cum își poartă numele și ce carte are la bază. Am greșit, excelența voastră, domnule rabin? Nu. Spuneți-mi, cât de greu vă este să fiți evreu într-o lume atât de polarizată și atât de tensionată? Sau poate am greșit întrebarea. Este greu să fii evreu într-o lume ca acea în care trăim azi, secolul 21 la început? Lumea nu e deloc polarizată. Sunt cazuri mici, sunt puțini oameni violenți care atrag foarte multă atenție. Dar nu cred să fi fost de mult timp o perioadă atât de tolerantă cum este acum. Cei mai mulți oameni sunt înțelegători, acceptă că celălalt e diferit de ei. Mă simt foarte bine. Sunt de 5 ani și jumătate în România și nu am avut încă niciun incident neplăcut. Conduceți o biserică foarte, conduceți un cult foarte puternic, o credință foarte puternică în România și în lume. Eu am spus un lucru care pe planetă pare, poate greșesc eu, a fi așa cum spun eu, O lume scindată și împinsă. Aceeași întrebare o pun și imamului și preotului și domnului Caraș, care reprezintă neoprotestanții. Pare ca lumea să fie împinsă către o scindare între lumea musulmană și lumea creștină, între cei care vor binele omenirii și cei care vor rău, între... Reflectoarele sunt îndreptate asupra acelei minorități care face multă gălăgie. În ce scop? Pentru că asta face știri. Good news, no news. Domnule imam. Știrile bune nu sunt știri. Aș dori ca la... Este greu să fii, este greu să fii musulman. Întrebarea aceeași decât că schimb termenii. Întrebarea dumneavoastră să răspund cu o traducere din cartea noastră Sfântul Coran, în care Allah spune în felul următor: o, voi oameni, noi v-am creat dintr-un bărbat și dintr-o femeie și am făcut din voi seminții și triburi ca să vă cunoașteți între voi. Cel mai nobil dintre voi în fața lui Allah, în fața lui Dumnezeu, este cel mai pios,
cel mai evlavios dintre voi, căci Allah, Dumnezeu, este știutor și cunoscător. Aș dori să specific faptul că virgulă cu noțiunea de greu există și noțiunea de ușor. Cu noțiunea de ușor este și noțiunea de greu. Este în cartea noastră un capitol în care spune: nu este așa că virgulă cu o anume greutate, greutăți, vă vom da și ceva ușor, vă vom arăta și calea ușoară. Și cu acea cale ușoară care v-am arătat, veți avea și o cale un pic mai grea. Domnule Selcine, eu am fost în Israel de trei ori și am văzut poporul evreu la el acasă, cât de greu îi este să ducă traiul, deși ar trebui să-i fie bine, pentru că duce un trai într-o zonă tensionată, în vremuri tensionate, în spirite tensionate. Acum, vin la dumneavoastră, a început să fie foarte greu, este indubitabil, foarte greu să fii musulman, să fii musulman într-o lume în care pe podul Westminster din Londra este asasinat X, la Berlin, în târgul de Crăciun, de Sfântul Crăciun, nașterea Mântuitorului, intră cu tirul peste oameni. Deci, întrebarea mea face sens. Da. Emisiunea nu este o emisiune care să ducă către astfel de zone, dar întrebarea către distinsul rabin și către dumneavoastră face sens. Și va fi aceeași întrebare către Biserica Ortodoxă. Cât e de greu să fii creștin într-o lume în care, spre stupefacția multora, a ajuns o povară să spui că ești creștin? Întotdeauna am spus și voi spune mereu acest lucru. Este loc pe acest pământ pentru toată lumea. Și în traiul nostru avem greutăți, dar noțiunea de bază, ceea ce vă spun și dumneavoastră și fraților mei, am spus fraților mei, este faptul că, cum a spus și excelența sa, domnul muftiu Yusuf Murat, Dobrogea este, dacă mi-este permisă expresia, un manual de predare cum se trăiește într-o foarte bună armonie și colaborare din punct de vedere etnoconfesional, interconfesional, din punct de vedere interreligios. N-aș dori și nu este normal ca anumite lucruri să se generalizeze, pentru că religia este perfectă, imperfect este omul. În momentul când cineva sau un anumit grup mânat de anumite interese și așa mai departe fac sau nu fac anumite lucruri, n-ar trebui generalizat. Pentru că această generalizare, vorbind la propriu, este greu de dus. Pentru că revenim la noțiunea, poate mai corect era întrebarea, această generalizare că musulmanii fac așa, că frații noștri fac așa, că frații noștri creștini fac așa, această întrebare, generalizarea, este un lucru păcătoasă, care nu ar trebui făcut. Bun. Nu este ceva ne apropiem de o pauză publicitară, după care, repet, distinsul rabin va părăsi emisiunea din motive obiective. O să vă spun imediat, la momentul respectiv, de ce. Fapt pentru care ceea ce vroiam să fac la finalul emisiunii, dați-mi voie să fac acum și doar cu excelența sa, pentru că noi vom rămâne ceilalți în platou, în drum ce prim rabinul va fi în drum către sinagogă, noi vom rămâne aici. Aș vrea să transmiteți un mesaj. Cum simțiți și cum gândiți către musulmanii din România și către creștinii, fie ei catolici, fie ortodoxi din România, din partea tuturor celor care sunt reprezentați la masa asta de dumneavoastră? Și nu un mesaj de televiziune, un mesaj de suflet. Suntem în primul rând oameni. Pământul e unul. Dacă vom ști să fim uniți, să acceptăm
pe celălalt. Pentru că El este diferit. Creatorul e mare, ne-a creat diferit. Dacă vom ști să ascultăm unul pe celălalt, să iubim unul pe celălalt, să avem răbdare unul cu celălalt, să simțim unul pe celălalt, atunci va fi bine. Religia dă omului putere. Credința dă omului putere. Cu cât omul este mai puternic, cu atât și deviațiile lui sunt mai puternice. De aceea, noi, purtătorii credinței, avem datoria mai mult decât oricare să ducem puterea pe care o avem, să o canalizăm pe o cale bună, pe o cale care aduce unitatea, care aduce pacea, să nu ne va fi tuturor bine. Un mesaj superb. Un mesaj superb și sunt convins că nu doar cei care se uită la televizor, dar va fi urmărită emisiunea după ce, pe internet, după ce va fi difuzată, pentru că sunt convins unii nu știu de ea. Vă întreb așa. Este folosită biserica, indiferent cum se cheamă ea, sinagogă, moschee, biserică, casă de rugăciune, cum se cheamă ea, nu contează. Casa Domnului este folosită ca armă de scindare în interes pecuniar, material, militar, strategic, este folosită? Din păcate, da. Nu-mi place cuvântul folosit. Este pervertită în aceste scopuri. Și cum se poate apăra? Aici depinde de caracterul fiecăruia, de dezenia, de caracterul fiecăruia spre a folosi puterea credinței în direcția în care ea trebuie să ducă. Cum vă apărați sinagoga? Și vorbesc generic, nu vorbesc a dumneavoastră personal. Cum apărați sinagoga de presiunile de din afara cultului iudaic, presiuni de natură, orice altceva, dar nu de credință? Îmi spun ferm punctul de vedere, îmi fac public punctul de vedere pentru ca să folosim credința numai în scopul ei și nu în alte scopuri. Este eficient așa? Nu, aceasta e întrebare. Eu am datoria să o fac. Va fi eficient sau nu? Dar eu trebuie să o fac cât pot. În România, cei care merg la sinagogă, oamenii din spatele noastre, din punct de vedere religios, găsesc căldura și cuibul sufletesc necesare mergerii pe calea Domnului pe care sunteți? Mă străduiesc să le dau, nu întotdeauna reușesc. Sunt țări în care lucrurile sunt complicate. România e pe lista lor? Vreți să spuneți complicate? Din punct de vedere al toleranței. România este în firea ei, cel puțin în ultimele decenii, o țară foarte tolerantă. Țin minte, la sfârșitul anilor 60, unii evrei se temeau, dar eu mă duceam la școală cu această zimă, cu oul, prietenii mei creștini veneau cu ouăle roșii și ciocneam. Ale lor erau mai tari pentru că erau vopsite, dar fiecare se purta cum se purta și era acceptat. Publicitate, oameni buni, revenim în scurt timp. Ne-am întors în transmisie directă a doua oră a unei emisiuni cu adevărat speciale și pentru că ziua este specială și pentru că invitații sunt speciali și pentru că tot ce au spus domniile lor până acum a fost special. Peste fix 180 de secunde, rabinul va trebui să plece, va trebui să meargă la sinagoga domniei sale. Domnul Șefer a avut eleganța să ne onoreze invitația, îi mulțumesc pentru asta. Aveți la dispoziție, excelența voastră, în jur de un minut jumate, două, ca amândoi să fim paroliști. La ora 7:19 să părăsiți emisiunea. Vă pun la dispoziție, cu acordul celorlalți, două minute, să spuneți ce credeți că ar trebui să audă poporul român din gura și mai ales să vină din sufletul celui mai important rabin din România în momentul de față. Nu-i
poate cel mai important lucru, dar lucrul care îmi vine acum în minte. Pesach e sărbătoarea libertății. Ea se petrece cu ocazia în data din an în care au ieșit strămoșii noștri din Egipt, dar ea nu ține de trecut, ea ține de prezent. Să învățăm să fim liberi. Sclavia oficial a fost abolită. În Anglia, în urmă cu mai mult de 200 de ani, în Statele Unite, în urmă cu circa 150 de ani, robia romilor a fost și aici abolită. Aș preciza doar că în România a fost chiar înaintea, dezrobirea țiganilor în România a fost înaintea robilor din Statele Unite. Asta, ca să știe lumea că România a fost chiar înaintea americanilor. Da. Dar pe lângă lege există și astăzi robie. Sunt oameni care sunt prinși prin vicleșuguri. Fiecare cu metodele lui știe să atragă oamenii în capcane și ce poate face bietul om simplu? Și să-i înrobească. Bietul om simplu nu are mult de făcut. Pentru că el chiar nu are de ales. Și atunci? Dar această înrobire poate să trăiască numai datorită tăcerii oamenilor de bine. Mă adresez tuturor oamenilor de bine care știu de asemenea situații, care tolerează asemenea situații. Toleranța este bună, dar nu în acest caz. Să nu fie complici la așa ceva. Este ora 19. Vă mulțumesc, trebuie să plec. Să vă dea Dumnezeu sănătate. V-am spus, stimați telespectatori, o emisiune... Sănătate, numai bine. Numai bine. O emisiune specială în care, din păcate, doar jumătate din ea am avut... Să vă dea Dumnezeu sănătate și vă mulțumesc. Dați-mi voie să vă conduc. Mulțumesc. Ușor, pe așa. Bun, să vă dea Dumnezeu numai bine. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Așa este. Așa este. Trebuie să fii parolist pentru ca și data viitoare să ai credit, să ai girul moral, că ceea ce ai promis, ai făcut. I-am promis rabinului că îl voi anunța fix la ora 19, fix la ora 19 l-am anunțat. De asta vă mulțumesc foarte mult tuturor celor trei că ați înțeles situația și că m-ați ajutat să port un pic discuția mai apăsat cu excelența sa cât timp l-am avut în emisiune. Acum nu voi schimba deloc registrul emisiunii, în schimb voi schimba sensul pe care vreau să-l dau dialogului nostru. Au rămas oameni buni la masă, reprezentanții lumii creștine și lumii musulmane, deși din punctul meu de vedere este o singură lume. Este lumea. Lumea cu L mare, de la El, de la Creator, că se cheamă Allah, că se cheamă Dumnezeu, nu contează, dar vorbele mele sunt doar vorbe, pentru că realitatea astăzi, împinsă de forțe mari și, spun eu, oculte, nu este aceea. Aceea este cu două lumi care intră în coliziune. Domnule imam, există o coliziune, este împinsă omenirea, domnule Caraș, este împinsă omenirea de către cineva și, dacă da, de ce, spre o coliziune între Coran și Biblia, domnului Caraș? Sau Biblia creștin-ortodoxă, care... Iertați-mă că există vreo diferență, că eu nu știu, n-am citit Biblia. Există o diferență. Există. O să discutăm despre asta. Majoră de traducere. Am înțeles. Vă ascult. Poate... Domnul Selcin, domnul Caraș. Poate nu sunt în măsură să răspund la această întrebare. Probabil depind de anumiți factori externi, de anumiți factori geopolitici, geostrategici, nu știu, nu cunosc acest aspect. Eu vreau să vorbesc doar din punct de vedere religios. Faptul că omul, prin creația lui Allah, lui Dumnezeu, este o ființă perfectă. Vedeți, și dumneavoastră, n-aș dori să deviez la subiect, aș dori să ajung la un numitor comun, aș dori să dezvolt subiectul.
faptul că avem două mâini, două picioare, faptul că gândim rațional, faptul că suntem sănătoși, trebuie să ne bucure acest lucru, trebuie să îi mulțumim în fiecare zi Creatorului, dacă noi am fi venit pe lume fără o mână, fără un picior, dacă am fi avut alte probleme. Ideea este ca noi să folosim momentul și prilejul în cel mai constructiv mod cu putință, pentru că să distrugi un lucru, să distrugi o armonie, e ușor, dar să construiești, să faci ceva creativ, este foarte greu. Mulțumesc. Domnule Caraș. Eu am convingerea că există forțe care doresc să introducă între musulmani și creștini conflicte. Tocmai și se spunea mai devreme și o spunea rabinul Rafael, pentru anumite interese. Și sunt interese care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, n-au nicio legătură cu credința. Se folosesc ca argumente credința, religia, pentru a obține niște avantaje materiale, pentru a obține teritorii, pentru a obține anumite lucruri. Dar noi, ca reprezentanți ai credincioșilor, și am cunoscut mulți în lume, nimeni nu are în cap așa ceva. Sunt anumite devieri, să zic, anumite lucruri total greșit înțelese, dar credințele merg pe un drum corect, bun. Neoprotestanții au un mare respect pentru musulmani, pentru ortodoxi și pentru toate credințele pământului. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu și este un ghid pentru noi, un dreptar, ne învață cum să trăim și cum să obținem mântuirea și ne vedem de drumul ăsta și iubim drumul ăsta, îl iubim pe Hristos și în același timp îi respectăm pe cei care... Are scăpare, domnule Caraș? E o întrebare așa, cum ar pune orice om simplu, că e musulman, că e creștin, așa v-ar întreba și pe imam, și pe preot, și pe tine. Are scăpare omenirea? Are scăpare credința în fața acestor forțe uriașe care tind să încaire oamenii? Aceste forțe uriașe sunt infime în fața puterii lui Dumnezeu. Lumea este a lui Dumnezeu, e creată de Dumnezeu. Trebuie să ne iasă din cap că lumea... Chiar dacă se cheamă Allah. Dumnezeu stăpânește lumea, da? Și a creat-o și nimeni, nicio forță din univers nu poate să ia pământul sau orice om, orice suflet din mâna lui Dumnezeu. N-are cum, pentru că este a lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile astea sunt numai lucruri care nu fac altceva decât amețesc, tulbură mintea oamenilor și atât. Părinte Visarion. Eu aș vrea să trec un pic peste formalismul acestor, să zic, apropieri. Există un oarecare formalism. Cred că și domnul imam și domnul rabi și domnul pastor, toți am venit aici, dar poate cu un pic de strângere de inimă, că de să ce? Nu zic, să nu zic ceva să deranjez pe vecinul meu, să nu scap de un cuvânt care să, și vedeți că alege cuvintele să nu le forțeze în vreun fel să spună ceva despre Allah sau despre Biserica Ortodoxă sau despre Iahve. Acum trebuie să fim și realiști. Sânge curge pe pământ. Așa e. Sânge curge. Așa și vă spun e. Că la ora actuală scurge sânge creștin, foarte mult. Creștinii sunt măcelăriți în lume, la ora actuală, într-un rit înfricoșător. Am să vă spun, bine, cu toată seriozitatea, că și sânge musulman curge fără ca cineva să-l contorizeze. Sunt copii. De acord. Sunt tineri, sunt de femei acord. În Siria care cad victime. Acum când vorbim de noi, acord. Acum, la ora de asta, și ăla-i sânge de credincios musulman care l-are tatuat pe Allah în suflet, nu pe piele. Da. Da, îl are săpat. Vreau să vă spun că deci există un război politic. Nu vreau să fiu avocatul imamului, că e suficient de puternic, un bărbat puternic să-și spună punctul de vedere. Există un război politic care se poartă între state și îl vedem televizat. E un război indirect. Da? Dar există și un război religios. Sunt oameni care mor pentru că poartă crucea la gât. Asta vreau să vă spun. Este adevărat. Sunt oameni care mor pentru că poartă crucea la gât, nu pentru că aparțin unui regim politic. Dar sunt și oameni care mor pentru că la ora 5 după amiază își pun covorul și se roagă. Se îndreaptă cu fața spre Meca și se roagă.
Sunt oameni care mor. Și sunt... Greșesc excepția voastră. Nu greșiți, dar ce vreau să vă spun, vreau să vă spun lucrul acesta. Da. Există o tensiune religioasă în lume pe care nu trebuie să o excludem și nici să o trecem sub tăcere. Mi-a plăcut tare mult de domnul Rabi pentru că a spus lucrurile unde oamenii sunt ținuți în robie. Bănuiesc că s-a referit la o robie sufletească, religioasă. Și mentală. Da, o împilare religioasă. Corect. Și a păcatului, da? Bineînțeles. Așa? Da. Și a păcatului. Acești oameni trebuie eliberați de noi, cei care suntem oameni de bine. Cum? Păi, cum? Vreau să vă spun un lucru. Eu nu pot să trec sub tăcere faptul că am fost în Istanbul, m-am rugat în Hagia Sophia, celebra biserică transformată acum, este muzeu sau moschee? Este muzeu. Este muzeu actualmente. O parte din peretele Hagiei Sophia este descoperit. Este dat la o parte zugrăveala și dedesubt se vede mozaicul superb din timpul împăratului Justinian. Acolo este o icoană minunată numită de Isis, Hristos în mijloc, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul, imensă. Un mozaic superb. Da. Am stat 2 ore în fața acestui mozaic. Da. N-am vrut să fac asta. Nu mi-a fost... M-am dat seama că pot ieși probleme. Înainte de a pleca după 2 ore, mi-am făcut cruce și am făcut o plecăciune. Într-o moschee. Nu, e muzeu. Într-un muzeu. Într-un muzeu. Da. În dar care este o icoană ortodoxă. Dar acum, știți cum e? E un muzeu cu vreo cât 8, 10, 15 minarete. Tot moschee este Sfânta Sofia. Dar este acum... o icoană ortodoxă. Da. Am văzut o icoană ortodoxă acolo. Știți acolo... care a fost rezultatul? Nu. Era să fiu arestat. Bine. A doua problemă pe care vreau să o menționez și nu vreau să le trecem sub tăcere pentru că ele există. A doua problemă pe care vreau să o menționez este faptul că am fost la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, împreună cu enoriașii mei. Trecând prin cartierul, biserica noastră ortodoxă română se află într-un cartier hasidic. Așa este. Unde sunt ultra-ortodoxi iudei. Celebrii perciunați, să le spunem. Celebrii perciunați. Da. Trecând prin celebrul cartier, vreau să spun că a fost scuipat. Bine. Deci acum, sunt lucruri care se întâmplă. A spus-o și rabinul cu multă înțelepciune. Să nu transformăm unul în general. Cum a spus distinsul imam. Nu transformăm doi musulmani. Eu vreau să vă spun câți musulmani sunt pe planetă excepțională. Eu vreau să vă spun, domnul Barbu, circa o treime, mai mult de o treime sunt musulmani. Deci, 1 miliard și ceva, 2 miliarde de suflete se uită la cer cu gândul și cu sufletul la Allah. Acum, vreau nu să poți să spui că 2 miliarde sau 1 miliard și ceva de eu drept credincioși musulmani... Sau... Am spus așa, sunt Bun. Probleme în da. Lumea religioasă. Da. Sunt probleme în lumea religioasă și o soluție nu este să trecem aceste... Mă fac chiar și avocatul unei drepte judecăți în emisiune. Ați spus de cruciați. Corect ați spus. Numai că sub semnul crucii, de la 1100 încoace, s-au ucis, cum nu-ți poți imagina, s-au ucis sub semnul crucii și în numele Domnului. Mi-ați adus o minge la fileu foarte importantă. Și vă și spun de ce. Da. Fiecare credință, fiecare cult, a spune, ar trebui să-și asume și greșelile pe care le-a făcut în istorie. Să-l ascultăm și pe imam. Dar, aceeași temă. Da, dar aș vrea să vă spun că Biserica Ortodoxă, deocamdată, la nivelul acesta a marilor atrocități din istoria umanității, nu știu dacă poate să își asume sau să îi se aducă în vedere calamități pe care le-ar fi făcut asupra umanității. Bun. Am înțeles. Aș vrea tare mult ca fiecare din cultele acestei lumi să-și asume greșelile pentru ca să putem merge mai departe. Excelență. Numai bunul Allah, numai bunul Dumnezeu va ști ce se va întâmpla cu omenirea, cu acest pământ. Cert este că este de datoria noastră să avem o credință puternică, să fim uniți, să fim toleranți. Și cum am spus mai devreme, anumite lucruri n-ar trebui generalizate, nu trebuie să generalizăm. A spus bine dumneavoastră, unde face cineva un lucru rău, nu trebuie să generalizăm.
Am spus și la începutul emisiunii, religia, religiile te îndeamnă să faci numai lucruri bune. Ce anume intervine aici? Intervine interpretarea, intervine incultura, sclavia religioasă. Intervine lăcomia, intervine lăcomia, mândria. Intervin toate lucrurile astea care distrug. Dat fiind situația, prima poruncă sau primul capitol, primul verset care a fost revelat profetului Mahomet, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, primul verset care a fost revelat către omenire pe timpul său a fost Icra. Icra înseamnă citește, studiază, adică cunoașterea. Cunoaște. Ca să poți înțelege. Pentru că un om citit, un om erudit și cu o inimă milostivă, nu cred că ar putea face rău. Părintele Visarion spunea și are dreptatea lui. Eu încerc să temperez cât mai mult pornirile firești și justificate ale părintului Visarion. De ce? Pentru că scopul emisiunii este a fost cu totul și este cu totul altul. Acela de a arăta că România, și aici sper că sunteți de acord. Absolut de acord. Că România nu numai că e o țară binecuvântată, dar e și populată cu niște oameni binecuvântați. La noi, din fericire, Duhul Sfânt, indiferent de unde vine, de la Allah, de la Iahve, de la Dumnezeu, a lăsat atâta toleranță și înțelepciune încât chiar putem trăi liniștiți, ne putem crește copiii liniștiți, dar să aveți dreptate. Dar ce ne facem că nu putem ridica ziduri în jurul României? Eu cred că nu asta ne dorim. Eu cred că ne dorim, să trecem de granițele țării astea. Ideea de bază este faptul ca alții să ia să înțeleagă modelul. Asta este soluția, da. Deci, cum trăim mie îmi place și Ierusalimul, să știți. În Ierusalim este orașul sfânt al celor trei mari culte, și unde, de exemplu, la mormântul lui David, v-am pomenit de el, o să găsiți acolo creștini ortodoxi, creștini catolici, creștini penticostali, găsești mahomedani, găsești mozaici, pentru că vin acolo să se roage la Părintele nostru. N-a apucat imamul Zălcin să-mi răspundă, eu sunt de vină și îmi cer scuze, dar vă dau ocazia acum să-mi răspundă la partea a doua întrebării pe care i-am pus-o și domnului Caraș. Așa cum o simțiți și cum o și cunoașteți omenirea, fie musulmană, fie creștină, fie de orice, budistă, șintoistă, nu contează, trece de încercările grave la care este supus acum, sau credeți că... Aș dori să răspund la această întrebare. Dar nu vreau să-mi răspundeți neapărat ca imam. Vreau să-mi răspundeți neapărat ca om. Ca om care are darul cunoașterii religiilor. De-a lungul istoriei, omenirea a trăit foarte multe tragedii. De-a lungul istoriei omenirii. Sodoma, Gomora, potopul lui Noe, izgonirea din Egipt al lui Moise. Întotdeauna omenirea, bineînțeles cu voia lui Allah, cu voia lui Dumnezeu, cu voia lui Iahve, întotdeauna, atâta timp cât ești pe calea cea dreaptă, întotdeauna a avut scăpare. Aici intervine credința, intervine să crezi în divinitate. Aș dori să răspund cu o altă, la întrebarea dumneavoastră, cu un alt răspuns în care profetul nostru spune în felul următor, o traducere aproximativă. Orice necaz, orice boală, necaz, boală, căci intră în aceeași categorie, își are leacul său. Doar un singur sau un singur necaz, doar o singură boală nu-și va avea leacul, bătrânețea. Deci, în ceea ce înseamnă părerea mea, omenirea odată și odată va ajunge la un consens, va ajunge la o înțelegere și va ajunge la un trai în care să fie pe deplină armonie. Este o luptă, domnule Caraș, între bine și rău, între... Acum eu vorbesc ca cel care chiar n-are multă cunoaștere.
între diavol și bunul Dumnezeu, între bine și rău? Sau este o bătălie în care toate aceste concepte religioase sunt doar folosite și fiind manipulate, abil manipulate, în scopuri care n-au nicio legătură cu credința? Nu, este o luptă grea pe care o dă Satana, diavolul, dorește să smulgă din mâna lui Dumnezeu cât mai multe suflete, pentru că ăsta este planul lui, să demonstreze că poate să distrugă și să demonstreze că este la nivelul lui Dumnezeu, dar din păcate nu va reuși. Iar noi, credincioșii, demonstrăm... Din fericire nu va reuși. Din fericire nu va reuși. Așa. Sigur că există niște probleme. Credința... Nu, ai spus din păcate nu va reuși. Cer scuze. Credința scade pe pământ. Are foarte mult câștig în ultima perioadă. De aia și apar tot felul de situații ciudate. Podul din Londra și multe alte. Da, multe. Sunt, sigur, odioase, dar finalul va fi și este explicat foarte bine în Apocalipsa, va fi a doua venire a Domnului Iisus Hristos, va fi legat 1000 de ani Satana și va fi apoi dezlegat și va mai reuși să mai câștige dintre oameni, va fi împărăția de 1000 de ani a lui Iisus Hristos aici pe pământ. Urmează lucruri minunate, lucruri frumoase și eu sper să fiu lângă Hristos toată perioada asta și să pot face ceva și atunci, iar acum, și aș vrea să spun foarte clar lucrul ăsta, eu am cunoscut pe Dumnezeu la un anumit moment al vieții și fiecare dintre noi l-a cunoscut la un anumit moment. Eu l-am cunoscut în Biserica Penticostală, au fost niște frați care au venit și mi-au vorbit despre Hristos, așa l-am cunoscut. N-am învățat la școală. Problema importantă este că Dumnezeu mi-a descris un drum, mi-a deschis Biblia, m-a ajutat să înțeleg din ea și trebuie să merg pe drumul ăsta și să alerg spre mântuirea lui Hristos. Cum fiecare religie, și bine spunea imamul și Tora, e același lucru, sunt niște reguli care ne cer să facem numai bine. Părinte Visarion. Cred că e o realitate că nu va fi o religie mondială, nu va exista așa ceva. Se încearcă? Cred că se încearcă. Să, de ce ar fi rău? Păi, nu știu, întreb. Nu cred că va fi... De ce nu ar fi rău? Cred că e imposibil. De ce? Pentru că, după cum înțelegem noi pe Hristos, cuvântul pe care îl spune, el zice că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Deci e clar că o împărăție care să fie în această lume, o împărăție a binelui, o împărăție în care lupul și mielul se vor împrieteni și vor trăi împreună, este aproape utopică. S-au încercat multe lucruri în istoria umanității utopice. S-a încercat, Sfântul Fericitul Augustin vorbește despre o cetate a lui Dumnezeu, Civitas Dei. O cetate utopică în care totul era condus după legile lui Dumnezeu. Ați spus că vă place Ierusalimul. Iertați-mă, domnul Caraș. Vă place Ierusalimul. Absolut. Și mie. Este și orașul... Și mie. Ați fost la Zidul Plângerii, nu? Sigur. Cât de departe e Zidul Plângerii de moschee? E sub moschee. Este sub moschee. Bravo. Da. Bravo, Părinte Visarion. Da. Eram acolo, mă rugam pentru fata mea, era foarte mică, și când am ridicat privirea am văzut acoperișul aurit al moscheei. Sau domul. De dom vorbiți. Exact. Da, mai acolo este Al-Aqsa. Exact. Uh-huh. Păi atunci vă întreb. Dacă și dumneavoastră și mie și multora care au fost acolo și imamului, că-s comis, ați fost? Normal. Dacă ne place un loc în care toate trei se unesc, iudaismul, mahomedanismul, creștinismul, sunt acolo, la distanță de arunci cu bățul. Așa, arunci cu pâinea. De ce n-am putea? Eu vă întreb. Eu dacă ar fi după puterea și după mintea și după sufletul meu și aș avea eu puterea, bine, acum e aproape la limita blasfemiei ce spun. Dar dacă eu aș avea puterea, aș face o singură credință și un singur... S-a încercat, să știți, cu lungă negociere, cum s-ar numi, că nu e atât de important să cheme Dumnezeu, Allah sau Yahweh, așa mă gândesc eu. Nu sunteți singurul care pune această problemă și deja există un cult, chiar în Haifa, dacă nu mă înșel, este cultul Bahai, care înglobează toate religiile lumii. Da. Deci ideea dumneavoastră și concreteția pe care vreți să o dați acestei idei există. Însă a face un islam mondial care să cuprindă toate religiile, cred că este imposibil. Acum, a face un creștinism mondial... Grea. Vreau să pun o întrebare grea, părinte. Da, domnul Caraș. Aș vrea să depășim, dacă nu te superi. Lucrul ăsta e foarte important. Eu aici sunt de acord cu părintele.
nu va fi până la a doua venire a lui Iisus Hristos pe pământ, nu va exista așa ceva. Omul este are răul în el. Bine. Păcatul este. Când trebuie să luăm publicitate? O secundă, domnul. După ce pun întrebarea, bine. Da. Eu vreau să vă întreb pe toți trei și răspunsul îl dăm după publicitate. Dacă aici eu aici și cu un musulman lângă mine, eu mă așez în genunchi. Da? Eu mă așez în genunchi și mă rog de sufletul mamei mele și mă închin. Și musulmanul se uită cam unde-i Meca și știe el și își pune covorul și se roagă. Aici, în platou la B1, este moschee și este biserică sau nu? Răspunsul de la imam și de la ceilalți doi, de la părintele ortodox și de la reprezentantul cultului bisericii neoprotestante după puțină publicitate. Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii. Înainte de publicitate, cine a urmărit a văzut, cine nu îi spun eu acum. I-am întrebat pe distinșii mei invitați dacă acolo unde musulmanul își pune covorașul și se roagă cu fața către Meca, acolo unde creștinul se așează în genunchi, deși nu e altar, nu e biserică, nu e cimitir, e pur și simplu un loc. Și creștinul se așează în genunchi și se roagă de sufletul părinților sau de binele aproapelui. Întrebarea a fost către distinșii mei invitați. Este acolo o biserică sau nu? Categoric. Iertați-mă! Este acolo biserică sau moschee? Categoric este o biserică, o moschee, un lăcaș. Acolo unde credinciosul se așează. Categoric, categoric. Pentru că Allah, Dumnezeu, Yahweh, este peste tot. În momentul, conform religiei islamice, în momentul când vine timpul de rugăciune, poți să faci la moschee, poți să faci acasă, poți să faci practic la câmp. Nu există, ca să zic așa, o îngrădire de a face rugăciunea. Într-adevăr, este adevărat, sunt anumite rugăciuni speciale, cum este Bairamul la noi, cum este sărbătorile sfinte la dumneavoastră, este, cum este adevărat. Marea slujbă din vinerea mare de acum, de azi, cum este slujba din vinere la noapte, noaptea, sâmbătă, noaptea. Este adevărat, dar noi vorbim de vă rog să priviți, distinse invitat, imagini din Constanța. Aveți o filmare specială în Constanța, Marea Moschee de la Malul Mării. Da, vă ascultăm. Vorbim strict de rugăciunea zilnică propriu-zisă, pentru că Allah, Bunul Dumnezeu, este peste tot și ne aude rugile toate. Părinte Visarion. În viziune ortodoxă lucrul acesta este posibil, dar trebuie musai, neapărat legat și de biserică. Biserică ca și lăcaș de cult. De ce? Pentru că aici putem face o rugăciune. Putem să ne rugăm Domnului, însă liturgia se face în biserică. Liturgia unde trupul și sângele Domnului este dăruit enoriașilor pentru ca ei să se împărtășească după cuvântul lui Iisus la cina cea de taină, luați, mâncați, bezi dintr-o acesta toți. Deci e nevoie și de locul pe care l-ați menționat, dar dacă vă lipsiți de biserică, duminica sau la slujbele mari, atunci există un creștinism ciuntit, să spun, o ortodoxie ciuntită, pentru că se completează locul de acasă cu locul de la biserică. Domnul Caraș. Doctrina neoprotestantă este foarte clară și biserica este trupul lui Hristos. Noi credincioșii formăm practic trupul lui Hristos aici pe pământ și oriunde ne rugăm, sigur că acolo este, putem spune, un loc de închinare, o biserică, o casă de rugăciune sau oricum i-am spune. Sigur că e foarte important ce spunea și părintele aici, când trupul lui Hristos merge în casa lui Dumnezeu și este unit acolo în rugăciune, rugăciunea este mai puternică și noi obișnuim să ne rugăm, spre exemplu, pentru oamenii bolnavi, pentru anumite nevoi, pentru anumite necazuri prin care fie că ești credincios, fie că nu treci prin ele, forța rugăciunii când suntem împreună este mult mai mare. Dar nu este legată neapărat de un loc anume părtășia și legătura cu Dumnezeu. O să Dumnezeu. Încep de data aceasta cu părintele Visarion, o întrebare, cred eu, la fel de delicată ca și cea de dinainte, dar nu mă pot abține. Sunt totuși gazetar, chiar dacă sunt gazda unor înalte și valoroase fete bisericești. Nu țin secrete, vă divulg tot. Ce e mai important, în opinia dumneavoastră, toți trei? Omul, păstorul, nu pastorul, păstorul,
păstorul unei turme musulmane, ortodoxe. Ea e o turmă păstorită. Ce e mai important, păstorul sau stâna? Adică, ce e mai important, omul care păstorește sau moscheea? Omul care păstorește sau biserica? Domnule Visarion. Păi, e foarte important să înțelegem că în viziunea ortodoxă a bisericii ortodoxe, păstorul fără turmă e zero, iar turma fără păstor tot zero. Asta e adevărat, eu v-am întrebat pentru de stână. Că... Eu v-am întrebat de biserică. De biserică. Nu de turmă și păstor. Alea sunt indisolubile, alea nu pot fi separate. Căci nu există păstor fără turmă, da? Și nici turmă fără să fie păstorită. Și biserica ce? Eu v-am întrebat dacă e mai important clădire? Păstorul, da? Sau mai important locul unde păstorește. Cred că ambele sunt importante. Nu se poate fără biserică. Nu vedeți când ne luptăm să facem o catedrală a mântuirii neamului? Pentru noi este foarte importantă. Este locul unde noi facem liturghia. Un păstor fără biserică, un preot fără biserică, este un preot ciuntit, ciobit. Cum și o comunitate fără biserică nu are unde să se strângă. Alice nu are Alcin, unde să se imam adune. Al moscheii regale de la Marul Mării. Aceeași întrebare. Profetul Mahomet, într-o vorbă sfântă, hadith, se spune în limba arabă, înseamnă vorbele sfinte. Aș dori să fac o paranteză. Religia islamică este bazată pe două izvoare. Una, Coranul cel Sfânt, al doilea, practica profetică al lui Muhammed, pacea și binecuvântarea fie asupra lui. N-aș dori să intru în dogme religioase, faptul că sunt șase cărți, că sunt selectați anumiți oameni care au relatat vorbele, care au cules vorbele profetului Mahomet, n-aș dori să intru în dogme. Nu, dar întrebarea mea cred că aș dori să răspund în care spune profetul Mahomet, pacea și binecuvântarea fie asupra lui, fiecare dintre voi sunteți păstor și sunteți răspunzător de turma pe care o păstoriți. Soțul este păstorul familiei, soției, copiilor, gradual și așa mai departe. Un profesor este păstorul elevilor, un preot este păstorul anumitor comunități. Enoriași. Fiecare dintre noi suntem păstor și suntem răspunzător de turma pe care o păstorim. Domnule Caraș. Gândirea noastră este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu putem să-L îngrădim pe Dumnezeu între ziduri. N-avem cum. Dar locașul de întâlnire al credincioșilor este important. Mai ales astăzi, în lumea de astăzi, unde se întâmplă atâtea lucruri, unde există atâta dezbinare, atâta ură, atâta lăcomie, atâta înșelăciune, atâta minciună și toate astea, sigur că tulbură foarte mult și încurcă mult pe credincios. Evitați, cu multă eleganță evitați răspunsul. Păi am spus clar. Ce e mai important? Omul? Păstorul? Sau clădirea bisericii? Sau locul în care păstorește? Ca să nu mă leg neapărat de clădire. Locul nu are niciun fel de importanță în credința noastră penticostală, mă rog, neoprotestantă. Locul nu este important. Un păstor cu turma lui poate să meargă în transhumanță cu turma și este obligat să o păstorească oriunde și oricum. Am înțeles. Nu cred că trebuie să legăm credința de un anumit loc și pe credincios să-l legăm de un anumit loc. Părinte Visarion, am rugăminte mare să spuneți în puține, dar concise, grele, pline de sens vorbe, ce înseamnă Vinerea Mare în săptămâna patimilor și ce va însemna ziua de mâine și mai ales noaptea de mâine, sâmbătă noapte. Vinerea Mare în credința noastră este, cred că, asemănătoare ca și în celelalte confesiuni creștine. Sărbătorim sau ne aducem aminte de momentul unic din viața Mântuitorului. Sunt ultimele zile, practic, de existență materială, trupească a lui Iisus aici pe pământ. În Vinerea Mare se întâmplă că Iisus este judecat și este răstignit pe Golgota. Își duce agonia pe dealul Golgotei, unde este așezat pe o cruce, două lemne sub formă de cruce, este răstignit, bătut în cuie, Iisus stă pe cruce,
aproape o zi în viață și rosteste ultimile 7 cuvinte ale sale care au rămas într-un fel profetice pentru lumea creștină. Aceasta este Vinerea Mare. Este dat jos de pe cruce în sâmbăta mare și practic, iată, deja suntem în Sâmbăta Mare, pentru că odată cu ora 17 în lumea creștină începe a doua zi. După cuvântul Scripturii, care spune că întâi a fost seară și apoi dimineață. Deci, practic, acum suntem deja în Sâmbăta Mare. Mulțumesc mult! Emisiunea asta, prohodul Domnului, așezarea Domnului. Emisiunea asta, după cum bine știți, are un format special, acela că lăsăm liniile telefonice deschise pentru ca oamenii, fiind singura emisiune din toate televiziunile din România, unde oamenii necenzurați sunt ascultați. Asta a fost o ediție specială în care am stat cu liniile închise, dar dacă nu le-aș deschide deloc, cât de special ar fi emisiunea și cât de speciale ar fi invitații, mi-aș călca eu promisiunea pe care am făcut-o atunci când am început această emisiune în B1 TV. Fapt pentru care, pe ultimele minute, dați-mi voie, cu acceptul invitației, o să deschidem liniile telefonice. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Salut, Viorel. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Am urmărit de aproape 2 ore, zic eu, emisiunea și aș avea o întrebare. O întrebare... Te rog, zi repede întrebarea. Da, o zic foarte repede. Sunt creștin și aș fi dorit să-l întreb pe domnul imam. Nu știu cum să mă adresez. Domnul imam e perfect. Așa. Doream să-l întreb următorul lucru. Având în vedere câte se întâmplă lumea asta și câte rele sunt puse pe seama musulmanilor, de multe ori neadevărate, ca să zic așa, ce ar trebui să facem noi, în practică, creștinii, ca să avem o viață, o conviețuire comună care să ne fie benefică și lor și nouă? Mulțumesc mult! Frumoasă întrebare! Vă mulțumesc pentru întrebare. Întotdeauna trebuie să existe o soluție. M-am exprimat și mai devreme. În orice trebuie să existe o soluție. Trebuie o toleranță maximă în relațiile interumane. Trebuie să ai puterea și tăria de a sta față în față și să vorbești. Trebuie să ai un echilibru. Mama mea, să-i dea Allah sănătate, avea o vorbă și pe această cale îi transmit salutările mele. Avea o vorbă în care spunea: copilul meu, în orice să fii echilibrat și cumpătat, în orice să fii binevoitor, în orice să acorzi când stai de vorbă cu cineva circumstanțe atenuante, să nu faci presupuneri, să nu generalizezi. Acest aspect este foarte important. Noi nu putem pune din prima pe fruntea unei anumite persoane că este așa sau că nu este așa. Există o expresie: cartea nu trebuie judecată după copertă, cartea trebuie judecată după conținut. Alexandru, bună seara, ești în direct la Suceava. Bună seara. Bună. Înainte ca să pun o întrebare, aș vrea să spun un lucru, dacă îmi permiteți, scurt și repede. Că vă urmăresc, vă câteva seri, că-s bolnav, am probleme cu lana și vă urmăresc la televizor. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc, Doamne ajută. Am lucrat în străinătate, în Anglia, în Italia, în Austria. Și vreau să spun că toată toleranța aceasta începe de la mine. Începe de la mine ca om, cum spunea rabinul. Eu sunt creștin, ortodox. Dar toleranța începe de la mine. Am lucrat cu musulmani, cu penticostali, cu ortodoxi, cu catolici. Și prima dată trebuie să dau dovadă eu că sunt om, că am toleranță în mine. Nici am o aștept de la prezbiterul, de la popa, de la preot, să mă iertați, de la musulman, de la nu știu cine. Eu personal trebuie să fiu tolerant. Prima dată în casa mea, cu soția mea, cu copiii mei, cu vecinii mei, cu colegul meu, am lucrat cu toate religiile. Și am găsit toleranță foarte puternică în casa lor. Întrebare, Alexandre.
Întrebarea mea este atât. Dacă toți cei care vor să îndrume lucrul ăsta încep din casa lor cu toleranța. Bună întrebare, mersi mult. Părinte Visarion. Păi, eu cred că astăzi e o continuare a explicației ce este Vinerea Mare pentru noi ortodoxi, este ziua iubirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De fapt, pe Iisus pe cruce nu îl țin cu ele, ci îl ține iubirea pentru noi oamenii. Spunea domnul Alexandru, care a vorbit acum, că ar trebui să înceapă din casele noastre toleranța. Poate mai mult decât din casele noastre. Ar trebui iubirea pe care Hristos a adus-o în lume. Ar trebui, cred că, să fie liantul. Vorbeați de o religie mondială. Iubirea poate deveni o religie mondială, să știți. Sunt foarte frumos. Cu asta sunt de acord. Absolut. Adică n-aș vorbi despre o mondializare a unor învățături, a unor dogme, dar Iisus asta a vrut să facă, de fapt. N-a vrut să facă o religie, să întemeieze o religie. El a vrut să aducă normalitatea între oameni. Avem la telefon pe... De ce? Nu avem pe nimeni? Sunt blocate linii telefonice. Deci, ok, zic o eu aș continua lucrul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult ultima intervenție și mi-am adus aminte pe loc, probabil că domnul mi-a șoptit, tu ai fost de multe ori intolerant în familia ta și am greșit. Lucrurile astea, cum să vă zic... Vă e teamă să vorbiți despre iubire? Haideți să-i zicem iubire, nu toleranță. Nu, stați un pic. Eu am spus despre un lucru pe care l-am făcut și care n-a fost bun. Adică ce lucru? Intoleranță în familia ta? Da, pentru că am înțeles lucrurile într-un anumit fel, așa trebuie să facem, așa trebuie făcut. Dacă asta e deja o spovedanie în direct, adică. Te deranjează? Nu, apreciez, Doamne, iartă-mă. Eu fac o spovedanie în direct pentru că vreau ca oamenii să învețe ceva. Foarte tare. Când merg la părintele și mă spovedesc, tocmai am înțeles că am greșit și am făcut o greșeală, mă uit și îi spun, părinte, ce fac? Uite ce am făcut, am făcut asta, dă-mi un sfat că nu știu ce să fac. Ori intervenția mi-a plăcut foarte mult și asta înseamnă, dacă vreți, pocăința noastră a creștinilor în general. Am înțeles că am greșit și mă întorc și nu mai fac lucrul ăsta. Asta este foarte important, Tudore, iar telefonul a fost excepțional. Da. Barcelona, Bogdan, bună seara, ești în direct. Bună seara. Bună. Citesc din Biblie, din Apocalipsa 22:12, și spune așa: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fața lui. Întrebarea mea este pentru domnul părinte Bisal și domnul pastor. Așa. Cu tot respectul pentru domnul imam. Biserica ortodoxă știe sau este conștientă că Iisus Hristos revine curând? Care este poziția Bisericii Ortodoxe Române? Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Sună lumea de la Barcelona să vă întrebe un lucru extrem, extrem de important. Dacă vine Apocalipsa și când vine, a spus foarte curând, extrem de curând, iată, noi îl așteptăm de 2000 de ani să vină, întârzie. Semn că rămâne acest act al venirii lui Hristos, rămâne în voia lui. Și Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă cum se pregătește pentru lucrul acesta și dacă știe că vine curând? Păi trăim în Apocalipsă, dorim Apocalipsa. Evanghelia după Ioan se termină Maranata, vină Doamne. Și noi vrem să vină Domnul. Deși unii văd această venire ca pe o catastrofă. Eu nu cred că va fi o catastrofă. Împăcarea cu Dumnezeu și cu oamenii nu poate fi numită o catastrofă. Părinte, mulțumesc, domnule Caraș. Dumnezeu spune așa: la mine o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Pentru tine de la Barcelona care ai sunat, te rog să cauți în Biblie, nu spun unde, să cauți să vezi ce spune Domnul despre el și vei înțelege exact ceea ce spunea părintele. Poate să fie săptămâna viitoare sau poate să fie peste 1000 de ani. A doua venire a lui Iisus Hristos, care va fi pe norii cerului, nu va veni așa pe pământ. Excelența voastră, domnule imam, aveți un minut la dispoziție să transmiteți creștinilor din România, fie ei catolici, fie ei ortodoxi, un mesaj din partea comunității musulmane de Sfintele Paști. Muftiatul cultului musulman din România, imamii muftiatului cultului musulman din România,
reprezentant de excelența sa, domnul Iusuf Murat, vă urează sărbători fericite, Paște fericit și fie ca această sărbătoare să fie de bun augur pentru toată lumea, să fie pace pe pământ, să fie bine pe pământ, să trăim, iacătă, modelul Dobrogea să se trăiască peste tot în lume, în Europa. Sărbători fericite, fraților, fie ca lumina sfântă de sărbători să pătrundă în inimile voastre, în familiile voastre și dragilor voștri. Sărbători fericite, domnule Caraș, fericit. Un mesaj, atenție, că nu știți, nu vă grăbiți. Un mesaj de un minut pentru musulmanii din România, vă rog. Acum, în cazul în care aveți. Dacă îmi cer un mesaj, Tudor Barbu, trebuie să-l transmit, că nu pot să spun, n-am niciun mesaj pentru musulmanii din România. Te rog. Și vreau să vă spun, dumneavoastră, și probabil că să uită mulți musulmani, nici să nu vă gândiți cumva că ceea ce vedem că se întâmplă pe pământ acum, punem în cârca religiei musulmane. În niciun caz. Știm că sunt lucruri deplasate, știm că satana are rolul lui în toate lucrurile astea și vă respectăm credința. Țineți-o așa cum ați învățat-o, Dumnezeu e mare, așa cum ați spus dumneavoastră, pământul e mare și lucrurile trebuie să meargă înainte după cuvântul din Coran pentru dumneavoastră și după Biblia noastră, după cuvântul lui Iisus Hristos în cazul nostru a neoprotestanților. Părinte Visarion. Eu cred tare în mesajul lui Hristos pe care l-a adus și pe care ni l-a lăsat nouă ca un testament. Să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu pe voi. N-a zis să vă iubiți voi ortodoxilor, n-a zis să vă iubiți voi protestanților, să vă iubiți voi musulmanilor. A zis să vă iubiți unul pe altul, toți, unii pe alții. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost ediția de azi. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Am mai spus-o și repet. La început am spus-o, o spun și la sfârșit. Știu că e o zi neagră, vinerea neagră, vinerea crucificării, dar cu sufletul curat să așteptăm lumina învierii. Ne revedem după Sfintele Paști.